A fost un meci bun cu ritm în care am dominat clar, păcat că am irosit ocaziile avute și mai mult că am primit gol la singura ocazie a băcăoanilor. De fapt, nici nu cred că au avut vreun șut pe spațiul porții, a spus la finalul partidei directorul sportiv al Olimpiei Daniel Pașca. Olimpia a avut o bară în prima parte după lovitura de cap a lui Boștină. Mica și putea și el deschide scorul 1.37, doar că șutul trimis de el de la marginea careului a trecut puțin pe lângă poartă. În partea a doua, moldovenii au profitat de o inexactitate a defensivei noastre și au deschis scorul 156. Intrat în locul lui scop în partea a doua, Viland a adus egalarea cu un șut de la 14 metri în minutul 78. Tot Viland a mai avut o bună ocazie, doar că din 6 metri a trimis peste poarta goală. Mâine de la ora 11, Olimpia va disputa ultimul amical la Salonta în compania echipei de Liga 4 -a din Sânta Andrei. Pentru Olimpia au evoluat astăzi Anca Trip în poartă, Munteanu, Bălău, N. Iuhas, linia de fund, Gabrilescu, Mica, Șvarțcop și Ungureanu la mijloc, Bujor și Boștin în atac, au mai jucat Prodan, Feier, Kințel, Viland și Lemac.